proiect. Domnilor și domnilor, avem o reală problemă cu al nostru coleg Duță. De când a ajuns la Mangalița, cumva simt că l-am pierdut, nu mai vine. Domnul Duță, dacă mă auziți, ce s-a întâmplat, domnule, exact? Domnule, în primul rând vreau să spun că m-am îndrăgostit aici în Mangalița. Nu e momentul să vorbesc despre asta acum, dar recunosc, m-am îndrăgostit. Și în al doilea rând vreau să spun că aici în Mangalița traficul cu substanțe interzise, nu știu, a fost eradicat de la rădăcini. De la rădăcini, domnul Răzvan, adică nu chiar așa. Credeți-mă. Avem vreo declarație oficială? Păi cum să nu avem, domnul Răzvan? Eu de ce sunt aici? Am declarație oficială chiar de la inspectorul care a făcut captura record. Pentru asta sunt eu. Hai, vă rog, trăiți, domnul Răzvan. Vă stau din Mangalița, niște fete. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Cine zice că în administrația publică nu sunt și angajați corecți? Îl am lângă mine pe domnul Corneliu Istrate, inspector la primărie, omul care a făcut cea mai mare captură de droguri din România. Bună ziua, cum a fost? Bună ziua, bună ziua. Da, știți, eu sunt funcționar public pur sânge. Am niște instincte moștenite din tată în fiu. Așa, și cum vă spuneam, eram într-o zi aici, în piața agroalimentară, când am observat o persoană suspectă care tranzacționa marihuana. M-am apropiat pe furiș, am luat o mână de marihuana din grămada de marihuana, am băgat în gură marihuana, am constatat că e marihuana și atunci am confiscat toată cantitatea marihuana, am chemat poliția și am închis piața. Ce a zis poliția când a venit, mai ales că ați închis și piața? Da, bine, poliția a spus că nu e marihuana, că e leuștean și urzici. Stați puțin, dumneavoastră ați făcut cea mare captură de leuștean și de urzici? Da. Dar dumneata știi ce periculoase sunt plantele astea? Știi ce periculos e să fumezi leuștean și urzici? Nu putem lăsa asta pe mâna copiilor. Taie că nu putem să folosim. Mangalița este un loc unde până și peisajul te fură. Duminică pe 29, de la ora 20, premieră la Antena 1, serialul despre care tot facem referire, își are debutul, vă spuneam, ziua de duminică.